Salutare, salutare tuturor și bine ați revenit la Rabonsai. Astăzi am lângă mine un ienupăr chinezesc. E cazul să ne apucăm și de conifere. Este un cultivar foarte bun de bonsai. E cumpărat de la Nature Bonsai. V-am spus, nu iau așa ceva de pe piață. Un copăcel de 4-5 anișori. Ceea ce vreau să fac astăzi este să pun niște sârme pe el, pentru că nu am ce să fac cu un trunchi la conifere. Nu putem să facem nimic dacă îl lăsăm așa. Și vreau să pun o sârmă și să-l îndoi foarte, foarte tare. Și o să vă explic și de ce. Am copăcelul meu. Da, am o sârmă de 3. Am așteptat transportul din afară pentru că vreau să pun o singură sârmă ceva mai groasă, nu două de doi, da? Și o să înfix sârma până la fundul ghiveciului și o să mă apuc să o dau rotocoală. O trebuie să fiu excepțional de maestru aici, dar mă interesează trunchiul. Da? Trunchiul. Găsesc imediat liderul și mă interesează, bineînțeles, să pun sârma cât de cât într-un mod corect și cel mai mult mă interesează să fie lipită, da, de trunchi. E foarte, foarte important când legați cu sârmă să nu uitați chestia asta, să lipiți sârma de trunchi. Devine mai greu acum pentru că, bineînțeles, am ajuns în partea mai subțire a, da, trunchiului. Okay. Mamă, și tava asta mă scoate din minți că s-a strâmbat. Ok. Momentan e suficient. O să tai excesul. E, și acum e acum. Ce vreau să fac acum este să-l îndoi de să-l ia la mucu. O să tai puțin marginea ghiveciului, că mă cam încurcă. Și oricum e... Aceste ghivece sunt foarte, foarte ieftine, dar foarte, foarte bune pentru starter. Da, acesta este un starter. Dacă mai țineți minte ce am discutat în clipul anterior, da? Când vorbeam despre stadiile unui bonsai, da? Acesta este un starter pentru că este un bonsai starter pentru că nu a fost deloc lucrat, da? Și de ce este un bonsai starter și nu o plantă de casă? Pentru că a fost gândit, da, la rădăcină și pus în sol cum trebuie de la început, da, pentru a deveni un bonsai. Și ceea ce vreau eu să fac acum este să încep să văd dacă pot să rotesc folosindu-mă de sârma existentă. Să vedem dacă ajunge grosimea ei. Și o să-l încolăcim și o să-l rotim, da? Destul de tare. Wow.
Vreau să mă uit bine la el. Ok, acesta este copăcelul meu, nu se mai vede mare brânză, nu v-am ținut, da, foarte, foarte mult pe video pentru că oricum nu vedeți nimic și n-ați fi văzut nimic, da, dar am îndoit destul de tare de trunchiurile, auzi, trunchiul și câteva ramuri. E foarte stufos, repet, nu puteți vedea foarte, foarte bine ce s-a întâmplat aici. Hai să facem un slip pot pentru a-l lăsa să crească. Nu am tuns, am eliminat doar o singură ramură și atât. Bun, hai să-l scoatem din ghiveci. O, uite dacă au ieșit puțin rădăcinile, dar nu cine știe ce. Copăcelul acesta stă la mine pe pervaz, da, aici în București. Și avem și rădăcini drăguțe, da? Ceea ce voi face acum, bineînțeles, e că voi lua, da, tot un vas din acesta de training și îl punem în ceva mai mare, pur și simplu. De asta v-am zis că trebuie să identificați stadiile în care sunt copacii voștri. Vă repet, acesta este un starter, vedeți cum sârma e foarte bine înfiptă în pământ și cred că sunt ok așa, da? Mă uit în lateral aici să nu mi-atingă sârma, da? Să nu strâmb acum. Astfel de operațiuni sunt sunt obligatorii la conifere pentru că la conifere mici, pentru că altă variantă nu aveți, da? Nu aveți ce să faceți cu un băț drept și subțirel sub nicio formă. Tasez un pic solul, da, cu o mică atenție, da, nu e perioada replantărilor. Nici nu am făcut o replantare, da, am făcut ceea ce se numește slip pot. Nu știu corespondentul în română, nu știu dacă există. Practic, am scos dintr-un ghiveci mai mare, fără să umblu la rădăcină și acum îl pun dintr-un ghiveci mai mic, îl pun într-un ghiveci mai mare, dar fără să umblu la rădăcină. Nu umblăm la rădăcină, că nu e perioada. Cu copacii tropicali ne putem juca mai oricând așa la rădăcină, nu se întâmplă mare brânză, dar la foiase și la conifere nu e deloc o idee bună. De ce am făcut treaba asta cu ghiveciu? Pentru că vreau să crească și să îngroașe. El se va îngroșa pe aceste sârme, da? Sunt niște tehnici pe la conifere de îngroșare rapidă. Da. O să discutăm și despre celelalte. Sper să fie ok, copacul a închinuit destul de mult. Nu prea m-am jucat eu cu coniferele în felul ăsta, dar eu sunt mulțumit de rezultat. Oricum, bineînțeles, venim, rectificăm, putem să punem altfel sârmele, să plecăm cu alte ramuri. Nu este o problemă. Da? Hai să mai strâmbăm un pic. Da, asta e liderul și acesta este copăcelul meu, proaspăt replantat în ghilimele. Aici o să fac, vedem, ori facem un gin ceva, da? Dar vedem. Am încălecat aici niște sârme, dar nu-i problemă, repet, e starter, e prima stilizare și continuăm, bineînțeles, de aici. Trebuie să ia putere, trebuie să
își revină, îl pun din nou afară, mă duc să-i trag un duș zdravăn, la răcoare cu el, înapoi. E un copac stabilizat, faptul că nu am umblat prea mult la rădăcină, da, îmi conferă luxul să-l pun afară în continuare. Trebuie ținut ceva mai umezi, da? Deci când afară nu e umezeală foarte mare, zilele astea au fluctuat îngrozitor între umezeală și uscăciune. Aveți grijă cu un puf-puf, da? Pe conifere puteți pulveriza fără probleme. Nu sunt la fel ca foioasele, da? Nu au probleme pentru că au niște ace foarte, foarte subțiri și nu veți avea probleme cu apa dură, da, să se depună prea tare. Repet, am lăsat mult, nu vreau să stilizez, am făcut sătunt, doar o stilizare inițială și o prima stilizare. Mai aveam puțin și spuneam de bază, Doamne ferește. Și vedem ce se întâmplă de aici. În următorul clip vreau să discutăm despre ceea ce se numește acacia. Da, doar un teaser așa. Vreau să-i fac un slipot și vă povestesc mai mult despre slipot în episodul următor. Mulțumesc mult, sper că v-am putut fi de folos. Nu uitați să vă abonați, un like, un share, subscribe. Mulțumesc frumos și ne vedem în clipul următor.